Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Am vrut să vă arăt cum mulg eu caprele. Este amiază, dar le mulg fiindcă trebuie să dau drumul și la iez. El este un priponite pe deal și am vrut să vă arăt cum mulg. Este diferit față de cum se mulge vaca. Nu este atât de ușor cum se mulge vaca. Trebuie să strângi. Aș mulge cu două mâini, dar din păcate nu pot, pentru că cu o mână țin telefonul. Laptele, când este cald și îl mulge foarte repede, face spumă. O să facem și masaj la pulpă, pentru că așa se face, pentru că ea nu dă tot laptele, fiindcă oprește și la iezi. Și deocamdată nu îl strecor, pentru că o să-l strecor în casă, pentru că ele sunt priponite pe deal. De obicei e de o cană jumate această capră, dar fiindcă este amiază, dă puțin mai puțin. O să punem laptele în sticlă, mai exact. Uitați-o și pe cealaltă, așteaptă acolo. O să opresc puțin camera ca să-l pun. Am revenit. Aceasta se mulge mult mai greu. Are țele mult mai mici. Asta de e mult mai puțin acum. De obicei dă un litru. O cană. Și ieșirea aceasta. Îl pun, dar de fapt nu o să pun pauză, fiindcă am sticla aici. Și mai avem o căpriță, mergem acum și la ea. Da.